gen. Concret, ce înseamnă crowdfunding? Crowdfunding înseamnă că există platforme, aceste platforme online, că aceste platforme sunt acreditate, pentru că nu oricine poate să-și facă o platformă, să pună niște proiecte fictive acolo, să ia banii și să dispară. Deci trebuie cumva autoritatea de supraveghere financiară să urmărească apariția acestor platforme, îmi pun propria idee de afaceri, în spate cu un plan de afaceri și cu un prospect, cu ce anume ofer eu. Eu spun, domnule, eu vreau să fac rachete și am nevoie de 1.000.000 de euro. Fiecare dintre voi puteți participa cu maxim 1.000 de euro. Vă ofer părți sociale sau pur și simplu ca împrumut sau pur și simplu veniți ca business angels și, în schimb, vă ofer diverse facilități. Spuneam, vă ofer părți sociale, vă ofer un dobândă la împrumutul pe care îl aveți sau veniți ca business angel și aveți facilitățile respective. În momentul de față, ce platforme de crowdfunding există? Cea mai cunoscută e Kickstarter, există diverse alte platforme la nivel, au apărut și în România câteva, numai că ele în acest moment fac un crowdfunding social. Adică nu sunt puse proiecte de business autentic care să aducă acolo. Profit, să urmească profitul. Care să urmească profitul celui care pune ideea de afaceri, dar și celor care participă la ideea lui de afaceri. Orice se întâmplă aici, ce au făcut celelalte țări, începând cu Statele Unite, Italia, Franța și Spania, au spart monopolul băncilor. Adică ei au spus în felul următor, o persoană, prin lege, o persoană fizică poate participa cu un împrumut într-o idee de afaceri pe o astfel de platformă cu un împrumut cu dobândă. Ori în acest moment, o persoană fizică nu are voie să acorde un împrumut conform legii. E camătă. Nu ai voie să faci așa ceva. Ori dacă noi realizăm aceste platforme online, urmărim foarte bine ce se întâmplă prin cu ele și le supraveghem. Adică nu trebuie spălare de bani sau tot felul de alte lucruri necurate. Urmărim aceste instrumente, iarăși creăm o plus valoare la ceea ce spuneam, o alternativă, încă o alternativă. Avem business angels, avem crowdfunding, avem investitori privați, deci creăm alternative, cum să spun, pentru mine e foarte important ca și companie să am alternative. Tu mă duc la bancă, nu mă ajută. M-am dus la 5 bănci, nu mă ajută niciuna. Poate că ideea mea e prea nouă pentru ei. Eu n-am ce să le ofer ca și garanție, pentru că sunt un tânăr care am un laptop sau un smartphone. Și atunci merg către un investitor privat. Nu reușesc nici la un investitor privat. Îmi pun ideea online, că s-ar putea să găsesc 100 de nebuni care să spună, da, dom'le, îmi place foarte tare ideea ta, investim și noi în ea. Deci de asta trebuie să creăm toată paleta pentru a ajuta pe toți. Mm-hmm. Ce avantaje au firmele care primesc investiții prin crowdfunding? Păi avantajele pe care ei le au sunt faptul că derivă din faptul că atrag bani din diverse părți, din multisursă, faptul că acolo pot intra proiecte care nu sunt neapărat bancabile și faptul că, pentru mine, știți, nu e o chestiune măsurabilă, dar e foarte importantă, e o validare. Adică noi în România, în general, spunem că suntem cei mai buni oameni de afaceri, fiecare își laudă propria companie sau zona din care el provine. Însă singura și cea mai importantă validare e cea pe care ți-o creează piața. Adică dacă eu pun la bursă compania mea sau dacă o pun pe o astfel de platformă și 5 oameni îmi investesc banii pe care eu le spun că am nevoie și le arăt prin planul meu de afaceri, aceea e validarea. Nu faptul că eu spun că e o idee valoroasă. De aceea visul american e acela de a-ți crea compania, a o crește, a o pune pe bursă și a o vinde. Acolo e validarea. Când tu ai pus-o pe bursă și 100 de oameni piața spun... Piața te validează, practic. Exact. Deci nu mă autovalidez. Deci de aici cred că e foarte important. Pentru că aici e vorba de foarte multe proiecte care primesc, care nu primesc finanțare. Ori există o autoreglare a pieței. Dacă eu pun o idee și văd că nu e validă, o îmbunătățesc. Vin cu alte idei și așa mai departe. Deci, până la urmă, sub incidența legii, sub avantajele și, să zicem, reglementările pe care le aduce legea, viitoarea lege, intră cel finanțat sau cei care finanțează? Și. Numai că avantajele sunt mai mari, să spunem, pentru cel care finanțează, pentru că el, la fel ca un investitor privat, dă un împrumut cu dobândă.
poate să primească părți sociale sau acea investiție de capital de tipul business angel. Pot să vină și străini, investitori străini? Fără doar și poate. La noi instrumentele, și de aceea spuneam și de business angels, se referă la compania unde e locată. Noi oferim facilitățile per companie, iar dacă compania e înregistrată în România, facilitățile sunt... Uh-huh. Am văzut în lege că a spus un plafon de 1 milion de euro pentru multifinanțarea participativă. De ce acest plafon? Plafonul e cumva copiat și din celelalte legi al Italiei, Spaniei și Franței și cumva ne-am propus să existe un prag inițial pentru a vedea cum funcționează acest tip de lege, pentru a ne asigura și că nu există spălări de bani, mari sume de bani care pot fi puse acolo și așa mai departe. Italia, la fel, a început cu acest prag de 1 milion de euro, a văzut după 3 ani de zile că funcționează foarte bine și a ridicat pragul la 5 milioane de euro. Eu mi-aș dori ca noi să observăm că acest prag de, euro, de 1 milion de euro e prea mic și că trebuie ridicat. Numai că, vedeți, legea în acest moment vorbim de o semi-utopie, dacă există termenul de semi-utopie. E utopie, pentru că eu am lăsat-o pe circuit, mai avea nevoie de un aviz de la Ministerul de Finanțe, schimbându-se structura guvernului, trebuie reluată și are să ia avizul. Ori nu am văzut până în acest moment, au trecut aproape 4 luni de zile, nu? Decembrie, ianuarie, februarie. Da, nu mai există acel minister al bugetului separat, acum e Ministerul Finanțelor. Nu, asta e un plus, pentru că însemna un aviz în plus. Da. Ori acum e un aviz în minus. Nu mai trebuie să ieși de la buget și de la finanțe, e numai de la finanțe. Deci ar trebui să meargă mai repede. Ar trebui să o vedem pusă în aplicare și ea e inclusă și în strategia pentru IMM-uri Orizont 2020. Ar trebui, și vă încurajez să faceți acest lucru, să întrebați ministerul. Ce se întâmplă cu ea? Unde e? În ce stadiu? Să întrebăm și pe ei. Dar pe ce vă bazați când propuneți astfel de metode de crowdfunding? Există în acest moment teren propice? Există masă critică? Simțiți că sunt oameni care vor să investească prin crowdfunding? Crowdfunding-ul, încă o dată, nu se adresează investitorilor numai de pe teritoriul României. Da. Unul la mână. Doi, sunt zeci de proiecte românești care sunt puse pe Kickstarter sau pe alte platforme din străinătate. De ce să nu le aducem în țară? Eu asta spun, orice investitor, unul singur, dacă pleacă, sau orice om de afaceri care pleacă din România, e un bun național pierdut pentru țara asta. Deci haideți să-i aducem în țară, ideile să le aducem în țară. Și nu numai să aducem ideile, dar prin toate aceste instrumente pe care le-am menționat, eu mi-am propus ca România să devină un hub regional. Eu sunt convins că foarte multe idei din Moldova, din Bulgaria, din Ungaria, din Serbia, s-ar aduce în România. Așa cum, spre exemplu, bulgarii au inițiat un fond de investiții de capital de risc denumit generic 11 și foarte multe companii din România merg acolo.